Sunt chestii care nu s-au schimbat la mine și acum nu mai are sens să vorbim pe subiectul ăsta atâta timp cât... Da, păi vorbim doar când vrei tu, când deschizi tu subiectul, trebuie să vorbim și când vorbește, vrei. Spune, vorbește despre viitorul tău iubit. Eu ce așteptări ai de la mine? Ce vrei să spun? Îmi pare rău pentru că el plânge sau ce face? Tu ai început de ieri discuția și nu știu unde vrei să ajungi și pentru ce? Că de două ori în discuțiile care au fost ieri m-ai băgat pe mine la mijloc. Pentru că tu ai fost și ai auzit. Atâta tot. Pentru că tu dar știi, ai dat un fail. Uite, să vezi ce încredere poți să ai în Lorena, să vezi nu știu ce, adică păi ca să dai ca și cum... Asta s-a început de la faza cu life, de la fapturile care le-ai adus aici în emisiune care nu au fost adevărate. Ah, ok. Deci, nu e adevărat. Da, da, păi dacă de ce să trimiți conversații de Bianca? Care conversații cu Lorena? Un fanpage de-a meu. Dar tu, Lorena, n-ai fost interesată. La ce conversații? Era în același grup. Pentru că nu mă interesează. Chiar m-am uitat acum din nou la acele screen-uri și acolo nu era doar obviously că tu ai zis că da, dar după aia ai zis că da, sigur că e intenționat, asta Bianca a făcut. Fraze nu cred de că am zis Bianca. Nu, chiar m-am uitat acum. O să mă uit, eu știu foarte bine că am stat foarte puțin. Dar nu m-ai întrebat, tu se pare că nu pentru că nici nu am avut timp conversații acolo și poți să te uiți când vrei. Da. De asta nu ai fost curioasă de screen-urile mele, dar oricum asta ce contează? Asta schimbă ceva. Chiar ai adus tu în discuție. Tu ai spus acum. Că tu eu, ai spus. Păi tu ai spus că am eu am spus doar că m-ai băgat de două ori în discuțiile ieri cu Laurențiu, lăsând în vedere că eu sunt o persoană în care nu se poate avea încredere și că nu încredere să aibă dacă tu minți. Și plus că anumite chestii tu cu el nu o să aveți nicio tangență. Și tu pur și simplu te-ai apropiat de el pentru emisiune. Cu ce crezi că am mințit? Cu asta, cu chestia ce îți place la el, ce nu ți place, ce ți convine, ce nu ți convine. Și cu ce am mințit? Tu când ai intrat, ai spus că nu-ți plac oamenii violenți, că nu-ți plac oamenii nu știu cum, nu-ți plac oamenii... Dar asta este o chestie care o să vorbesc cu el și de multe ori, tu nu ai văzut asta, de multe ori când a ridicat unul la tine, eu am vorbit cu el separat și am spus că este ok, deci deja nu are rost să continui în situația aia. Dar ți-am spus ce s-a întâmplat între voi, este ceva de cu egourile voastre și s-a simțit rănit, cum și tu te-ai simțit rănită și este o problemă a voastră. Da, dacă el cu mine va fi violent, atunci logic voi răspunde într-un alt mod. Dar nu mi-a plăcut cum a fost el cu tine și asta am vorbit cu el. Nu știu de ce trebuie să-ți mai dau ție explicații. Păi tu m-ai întrebat acum ce am eu cu toată situația asta și ce am spus? Nu, te-am întrebat care sunt lucrurile care mi-au plăcut la o persoană. Păi asta nu-ți plac. Nu-ți plac așa fel de bărbați, în trebuie general. Trebuie să vă să cunosc mai mult, nu? Păi, la el. Cunoaște-l. Da, păi asta fac. Cunoaște-l. Ce faci, Laurențiu, cum ești azi? Nu mai pomeni, nu se vede. Păi da, te-am întrebat că am scris supărat. Nu, așa nu prea convingător. Să rezolvă lucrurile de la sine. Ai rămas pe aderi? Ce? Ai rămas aderi supărat? Da. Părat, un pic nervos. Nervos te vedem, da. Dezamăgit de unul altul. Păi? Ce ai făcut? Se normal. Cum? Nu vreau să discut aici. Se eu, cu gândurile mele, frate. Claudiu, tu după ultimele evenimente... Tu după ultimele evenimente petrecute aici în casă, văzută pe Bianca, în ultimele conflicte și așa mai departe, ți-ai mai schimbat impresia despre ea? Impresia mea constantă față de ea. Poți vorbești mai tare, că iar... Iar se ia de mine. Așa. Impresia mea e constantă față de ea. Deci aștept să o cunosc eu față în față, nu strict are conflicte cu majoritatea de aici. Însă, până la urmă, interesul meu e față de ea, nu de conflictele dintre ea și cei de aici. Da, frate, în interior e bun, e ok. E, în interior e ce trebuie. Da. Aflăm. Are toate organele, are toate. Acolo și nervi? Nu. Situația de ieri, cum ți s-a părut? Care anume? Cât era acolo, că Lorena. Care este cea din grădină? Păi, de sincer, n-am înțeles nimic, frate, din toată situația. Am crezut că îi tai bine cu ea. Dar chiar au și-au tensiuni între voi, că stătea cu bine. Pe l-a deranjat alte chestii, că au stat niște chestii de interpretat, nu? Da, și asta. Și că nu s-a spus pe nume, nu? Nu s-a spus pe nume... Mai multe nu vreau să zic. Legat de mine? Nu. Bine, și tu ești acolo, dar voi sunteți ok acum. Mai altă... Da, mai avem de lămuri. Altă rubrică e acolo cu tine. Știi când o să-ți dai cu adevărat seama 100% dacă a fost cârlic ce a făcut Patricia sau nu? Nu, a fost. Când o să ieși? A fost cârlic, dar... A fost cârlic. Da? Și din partea ei, normal, nu? Cum? Din partea Biancăi? Nu, păi, nu, din partea Patriciei. Din partea cui nu contează. Cârlic a fost din partea Patriciei, dar cârlic pentru cine? Pentru tine. Da, și pe ce? Ia să-mi prindă mie cârlic? Nu, probabil. Să dea pe aici, să o atace pe Lorena, nu? Nu știu. Sau? Abar n-am, frate. Pentru. Păi și prin cine să dea cârligul? În Bianca. Dacă Bianca nu știe. Păi îi spune. Poate era pentru Bianca cârligul. Dacă nu ieși șmecheria, o să pară că doar e îndrăgostă de tine. Și poți să ieși. Când o să ieși din program, o să vezi cu adevărat dacă te caută sau nu. Tu crezi că dacă avea ceva pentru tine în
tot timpul ăsta nu te căutai pe tine? Mai este încă una, dar... Ascult. Că putea să gen să la modul să... Tu să-i dai gheață și gen să cadă prost, știi? Și să-i fie frică să spun. Nu, nu e asta. Sigur. Bianca, tu știai de motivul ăsta în timp ce erai într-o cunoaștere cu Laurențiu, când încercai să... Patricia a încercat să mă oprească ca să nu mă apropii de el. De mai multe ori mi-a spus asta. Nu. Mi l-a spus când a fost o ceartă mai mare între noi doi, între mine și el, și eram foarte... dezamăgită. Atunci când ți-o spus că nu ai suflet, cred că atunci. Am fost dezamăgită de anumite chestii și Patricia atunci mi-a spus așa. Și după aia a spus și Lorenei. Și normal. Ok, dar tu, de exemplu, ca fată, sau tu, credeți că e un motiv care nu vă poate lăsa să vă apropiați de un depinde băiat? De orice băiat, nu depinde, de el. Nu, depinde. Depinde de om în sine și de ce este și de fapt. Și toate persoanele se pot schimba. Pentru că pupicul s-a întâmplat după ce... Exact, după. După ce a plecat Patricia, s-a întâmplat pupicul. După ce ai aflat tu motivul respectiv. Da. Da. Na, asta e. În rest, suntem fără conexiune. E ziua ta. Nu știu, fetele, nu știu dacă ți-au pregătit ceva, dar băieții cu siguranță s-au pregătit. Și eu cred. Da. Mai ales Laurențiu. Mă rog, nu... Imposibil, dar oricum Laurențiu are stare destul de proastă. Și trebuie să vedem de ce, exact. Nu știu. Pentru că el de obicei era puternic, așa, răspundea înapoi. Dar dacă arunci niște lucruri în el și lași ca pur și simplu lumea să speculeze ceea ce vrea, îți dai seama că nu este ok. Și mai ales noi știm că din cauza hate-ului... Nu e că ne certăm aici în emisiune. Din cauza hate-ului lui, el s-a ridicat în emisiunea asta. Lorena, te rog frumos, lasă-mă cu hate-ul ăsta, că dar ce are de a face cu ceea ce vorbeam eu? Felul, eu nu vorbeam despre tine acum, Bianca, vorbeam despre el, că este afectat. Eu aș fi fost eu afectată dacă... Eu l-am afectat. Păi tu ai adus în discuție, nu a adus... Puteai să rezolvi asta frumos. Cu ce, Bianca? Mă bași pe mine într-o discuție care pe mine nici măcar nu mă interesează, în primul rând. Nu te interesează dacă vrei să mă lași pe mine ca și cum... Eu nu știu, tu vrei să... Deci chiar ești inteligentă, dar în partea nașpa situației, să știi. Mai nu știu, ziua ta, nu vreau să-ți răspund acum înapoi. Ești, te relaxează azi și mâine vedem ce va fi. O să vorbesc dacă vreau eu, nu dacă vreau. Clar. Oricum, mi se pare foarte nașpa. Nu știu, vrei să dai o roată situației în care chiar nu este deloc favorabilă. Dar asta e istoria, că îmi pare rău că pe lumea aceasta, și acum cel mai sincer spun, am 29 de ani astăzi, îmi pare rău că pe zi ce trece tot ne întâlnim cu persoane de genul. Chiar niciodată nu am vrut... Răcuța din mine, acum și victimizare. Nu am vrut în viața mea persoane așa, din cauza asta m-am apropiat doar de persoane așa ca mine, empatice, care nu vor să facă rău nimănui. Dar de asta te-ai apropiat de mine înainte, ca să fii cu Laurențiu și m-ai înțeles și ai empatizat cu mine. Bianca. Asta e adevărat. Da, asta e empatizat cu mine. Chestia, nu te-am scos eu aici din situație, cum mi-a zicea că plângi cu... Adică asta am vorbit și... Acum, nu ți-e nici cu Bianca, nici cu Lorena, dar eu, Lorena, tu ai fost apropiată de Bianca. Da, pentru că eu am vrut să văd lucrurile bune. Bianca, când arunca cu săgeți, erai acolo, adică cumva erai la unisop. Da, dar dacă cineva îmi face... Și Ambra și toată lumea că vai, plângi pentru camere, eu cum am fost? Da, și n-am empatizat cu tine? Da, eu am zis ceva de asta și eu am empatizat cu tine și am vrut să te cunosc mai mult. Dar acum când tu mă ataci pe mine direct, e normal ca eu să-mi schimb părerea despre tine. Atac, tu ai început. Tu ai venit aici în emisiune, tu prima ai început, tu ai venit și ai spus că eu te-am amenințat, că o să te despart de Laurențiu. Nu am zis că m-ai amenințat. Ce ai zis? Nu am spus, nu am folosit cuvântul amenințare. Ok, ai zis că eu te-am zis la hotel că o să te despart de el. Atât. Mai mult nu ți-am, că ți-am zis asta. Cică, tu ai deci venit. Tocmai tu ai spus că ai spus-o. Ok, mulțumesc că totuși câteva zile după ai acceptat că a fost adevărat ceea ce am spus. Cuvinte. Ai zis chestia asta, ai zis chestia asta, tu ai pornit. Eu n-am venit aici în emisiune cu niciun atac că te trebuie. Poți să vorbești cu mine și așezată pe scaun. Vreau să mănânc cu strugure, de ce să-ți fac ce vrei tu? Mă se pare de educație. Ei, hai, gata. Dacă ai ceva de vorbit cu mine, vii la aici. Sărbătorește ziua. Aha, mulțumesc. Eu am empatizat cu ea, la fel cum am empatizat și cu tine când ea ți-a adus ceva urât la adresa ta și, nu știu, pe parcurs tu cunoști oamenii și vezi în cine poți să ai încredere, în cine nu, cum este fiecare. Da. E normal ca la început să ai o părere bună despre absolut toată lumea. Și eu nu neg faptul... despre Robert, ce părere bună ai avut? Că eu cu Bianca am anumite puncte în comun, de vrăjeală de 2 lei. Și în multe lucruri și care chiar mi se pare importante pentru a avea o prietenie cu cineva. Dar... sunt alte lucruri. Păi zic care că n-am fost prietene, gata, Lorena, te contrazici, vorbești așa, de unde? Dacă ai ceva să vorbești cu mine, este de respect. Și da, bun. No, gata, nu mă mai certați. Ce nu mă cert? Cearta e alta.
Deci voi ați fost prietene sau n-ați fost prietene? Păi a zis că nu. Și tu ai zis că da. Eu, păi mie cuvântul mi s-a prietenă că este foarte mult. Ok, prietene, cred nu, că în această confidentă voi avea vreo prietenă. Dar confidentă, nu ți-am fost. Poftim? Confidentă, nu ți-am fost. La ce? La chestiile tale, sufletul tău. Nu ți-am fost confidentă. Ți-am povestit eu ceva despre povești foarte... Da. Care să nu fi spus aici în emisiune? Da. Că ceea ce ți-am spus, ți-am povestit în emisiune. Nu. N-ai povestit în emisiune. Eu cred că da. Nu. Eu nu... Iar pentru mine a fi prietenă înseamnă foarte multe și ne aducem aminte că tu nu stăteai cu mine în cameră. Eu și sigur n-am prietene. Ofurile mele. Nici măcar nu le vorbesc. Wow. Așa că... Da. Da, chiar da. Spectaculare. Mulțumesc. Ce întorsătură de situație. Da, cum ești obișnuit să le faci pe toate. Da. Întorsături de situație. Cafea pot să facă locul tău. Bravo. De ce nu mai faci cafea? Am făcut ieri, să știi. N-am băut. Și nu a băut nimeni. Atunci nu mai e. Și cine bea cafea, nu știu, nu prea.